Mulțumim. Proiectul decizie 5/17. Sunt tras după asta la noi. Cu privire la vânzarea terenului referent. Aveți după multe dispoziții. Dacă sunt întrebări, vă rog. Punem la vot. Cine este pentru, vă rog să votați. Eu am tot și, până la urmă, vreau tot să clarific. De ce 0,3 și 0,3 suprafața la frezerie? Și cât suprafață de teren este amplasat frezeria? Da, din 0,3 sote, frezeria pe și suprafață cât aparține însă construcția și de ce anume 0,3 solicitat. Dar nu e 0,2. Și cu bunitatea totuși... Bunitatea domnul... Natalia, vă de așa că... O prezentă pe... Da. Nu, dar ne întreabă... Da. Valentina. Bogut. Nu este proprietar. Este și proprietar. Da. Răspunde, dar când este. Asta e o problemă. Urmă, în modul are suprafață de 3 ani, registrată în anul 2002. Dar construcția și suprafața are plasor. Are o suprafață de... 37,32 metri pătrați, că vorbim dați o cadastrare. Din 3 soate... Doamna Natalia, eu utihnal știu cuvântul, dar simplu argument care îmi spun doar că un bun imobil la ziua de astăzi, Ielovin, mai puțin doar conceptele arhitecturale, nu permite mai puțin de 0,3 soți, să admitem, cam așa. Adică o casă, o construcție, trebuie să aibă teren aferent oricare. Și adică când uităm ca concept cât ar fi, eu nu am deci probleme. De asta nu știu, nu-l apă, dar ca, îmi spun părerea că... Ca specialist într-o oarecare măsură. Da? Da, ca specialist, domnul Vitalie, la teren pentru construcții, bunitatea 65, cât e bunitatea la teren pentru construcții la Ielovin? În zona aceea, eu chiar nu o cunosc, dar înțeleg că... Da, eu înțeleg că bunitatea 65 și mai mult pentru terenul acesta. Eu înțeleg. Dar e ca e zona locuită. Dar nu e iată, dar aici nu e agricol, aici e teren pentru construcție, eu vreau să spun. Eu, pur și simplu, nu de asta, eu n-am nimic, lasă domnului, pur și simplu, eu la preț un pic, 300 pentru Ielovie, 19.000 de lei, eu aici. E ograda lui, doamne. Natalia, ograda e lui. Dar ce faci cu celălalt 0,2? Care mă te-a făcut? Domnul președinte, a spus la vot. Eu, pur și simplu, vreau să fie tot în 6 iar. Dacă permiți, vreau să fie tot în 6 iar. Pur și simplu, Ielovie, chiar mă scuzați, 20.000 de lei, 300 nu este. Doamna Natalia, dacă permiți, vreau să fie tot. Iar la comisia juridică s-a pus aceeași întrebare. Care este bunitatea pentru orășelul Ielovie? Pentru că este stabilită bunitatea pentru întreaga Republică, dar fiecare raion are, este stabilită aparte bunitate. Din câte s-a văzut la comisie, nu s-a dat un răspuns concret care totuși este bunitate pentru orășelul Ielovie. Pentru că, în dependență de bunitate, se face și calculul. Și adică aici este o întrebare. Domnul Bogu, totuși... trebuie să răspundeți? Ce bunitate e 65? Dă-te rog. Eu conform hotărârii de guvernul, am înțeles, dar ca să o verificați, ați ridicat actele, ați răutat. La comisie a fost întrebat. V-am dat răspuns la comisie. Trebuie să înțelegeți nimic. La calde, vă rog, la calde. Domn consilier. Punem la vot, cine este pentru... Nici mai mult ca atât de teren pentru construcții, dar nu e agricol. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 4 obținuți. O zi bună!